cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. A fost viscol și ger. Autoritățile n-au fost prinse nepregătite, doar că a mai căzut curentul pe aici, pe acolo. Să mai întâmplați, mai fie niște mașini înzăpezite, mai erau și niște bolnavi, dar în schimb am avut o mediatizare perfectă a viscurului. Pentru un om care a mai lucrat cât de cât cu camerele de luat vederi, în momentul în care apare știrea cu curba de la Rânca unde avem zăpadă, sau mă rog, eu știu că acolo este clar făcătura. Aseară au și scăpat imaginea cu restul drumului care era perfect uscat. Da? În sud am avut nenorocire. Problema este alta. Am avut atâta zăpadă la televiziuni, era să spun televizuini, încât niște lucruri au cam scăpat așa. S-au petrecut într-o liniște, nu suspectă, într-o liniște înghețată. A izbucnit scandalul cu vaccinurile. Dintr-o dată s-a fâsâit aproape tot. De când domnul Drul a venit și a spus că se poate și cu penali, mergem înainte. A plecat Chirecheș. Cum nu știți cine e Chirecheș? Nu fotbalistul Chirecheș. Chirecheș, primarul de la Baia Mare. A plecat. Da, era și el condamnat la 5 ani și a zis că să se întrunească politicienii din PSD în Schengen înaintea noastră de a intra în Schengen, că acolo s-a dus și el, și că în Italia, și că la Bari, ca să vezi. Deci, la atâta zăpadă, n-a mai fost scandal. Sau nu s-a mai văzut scandalul ca înainte. Și declarațiile lui Lareș Bogdan aproape că nu s-au mai văzut. Toate acestea fiind spuse, pentru că este frig, pentru că a plecat Chirecheș, pentru că am avut ger, pentru că avem PNL-ul la guvernare alături de PSD, am invitat în emisiune pe George Lazăr, președintele PNL Neamț. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, domnul Bălănescu și telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am găsit! Întrebare, de ce credeți că internele, că nu știu dacă Ministerul de Interne i-a schimbat, a schimbat șeful de la ăștia cu punctele de trai. Așa. Șeful de la IPJ Maramureș. Și-a mai schimbat câțiva șefi. Ăia care erau cu logistica, cum mă rog. Când a plecat Chirecheș și când a plecat Arsene, tu știi în minte să fi schimbat ceva? A schimbat ceva? Eu nu țin minte. Nu țin minte să fi schimbat. Bun, sunt două nuanțe aici. Ionel Arsene, când a plecat în Italia, nu avea niciun fel de control judiciar. Corect, aici așa, aveți dreptate. Avea libertate de mișcare absolută, ca orice persoană. Și atunci a plecat natural, ca să zic așa. Arsene, n-a avut nicio constrângere din punct de vedere Aveți dreptate, sunteți avocat, n-am uitat, scuze. A restrângerii libertăților de deplasare, atunci a plecat natural, ca să zic așa. Ei, în cazul lui Chirecheș, lucrul ăsta diferit. El avea un alt dosar penal, avea o interdicție de a părăsi țara și avea acel control judiciar prin care era obligat, cred că de 3 ori pe săptămână, se prezinte la secția de poliție unde aparține și nu avea voie să părăsească țara. E, situația e diferită pentru că o persoană care e sub interdicție de a părăsi țara, da, corect, înțeleg. Poate prezenta la vamă și să îl lar să plece. Faptul că polițistul de frontieră nu s-a uitat foarte atent la actul de identitate prezentat care a prezentat acel act de identitate, că era clar, erau diferențe destul de mari. Unul era o persoană de 20 ceva de ani, vărul lui domnului Chirecheș, și Chirecheș are, nu știu, cred că are undeva la zona lui 40. E ca diferența, te uiți pe euro și te uiți pe dolar. Și e de o diferență. Valorează cam tot pe acolo, ca da, să da, zic da, așa. Da, e o diferență. E o diferență, sigur că da. Ei, și acolo, probabil, stângăcia, am zis că era un tip tânăr la poliția de frontieră, 21-22 de ani. Nu, avea 21 de ani vechime. Asta, 21 de ani vechime, înseamnă că am... Deci avea 21 și a fost și premiat pentru că a prins. Înseamnă că neatenția lui sau... Nu știu, era pe final de tură.
Mai erau 12 minute din tură. Nu s-a uitat atent și atunci a reușit Chereche să plece. Situații diferite. Deci, în cazul lui Arsenin nu avea acum, de ce să-și dea demisia sau de ce să demisi pe cineva. Aveți dreptate. Singura chestie care rămâne în cazul lui Arsenin, fac eu mea culpa, e că probabil că dacă vreau să-l țină în țară, mai aveau cu ce să-i dea. Bun, un control. Asta e cu totuși tot altceva. Da, da. Asta e altceva. Bun. Da, aici nu interferează sistemul public, adică pe de o parte sistemul care înseamnă parchet, instanță de judecată, e un sistem, iar sistemul Ministerului Afacerilor de Interne, unde avem poliție de frontieră, acolo e cu totul și totul altă treabă. Cine putea să-l țină în țară pe domnul Arsenie era dacă ar fi avut o cercetare într-un alt dosar penal. Da, da, nu mai are pe ce să-i facă dosar penal. Nu știu, apar deci, de unde se mai... Știu. Deci, Doamne ferește, și așa, alea trei... Eu am și spus că alea... Strase de păr, așa. Strase de păr, ca să fie acolo. Da, ei, dar iar nu... în cazul Arsenie, el a plecat, repet, a plecat liber și nestingherit de absolut niciun fel de opriliște, nici legală, nici administrativă. Domnul președinte, nu știu, nu vi se pare că ceva scârție la nivelul ăsta al celor suspuși condamnați în momentul în care trebuie să ajungă să-și execute pedeapsa în România? Nu bănesc, e vorba de bani, din punctul meu de vedere. Eu nu pot să cred că statul ăsta român este mai slab decât banii lui Arsene. Sau al lui... Nu, dar nu, eu nu vorbesc de banii lui Arsene sau lui Cherecheș versus statul român. Nu despre asta e vorba. Vorbesc de posibilitatea unor oameni de categoria Arsene Cherecheș sau ori fi și alții, nu că sunt numai ei doi, care au posibilitatea să-și aranjeze lucrurile pe teritoriul unui alt stat. Eu nu vorbesc de neputința sau slăbiciunea sistemului din România. Vorbesc de posibilitatea unei astfel de persoane de a ajunge în Italia sau în alte țări, după caz, că nu doar Italia e, să zicem, patria, acum Eldorado, celor care fug de răspunderea penală din România, sunt și alte state în lume unde oameni condamnați sau cu pedepse penale cu executare părăsesc țara și se duc acolo pentru că nu există acord de extradare sau acolo sistemul e mult mai permisiv și transformă pedepsa într-o pedepsă cu executare la domiciliu sau alt tip de executare, alt tip de forma executării pedepsei. Vorbesc de puterea lor financiară, pentru că un om simplu nu are nici resursa financiară să ajungă în Italia, nici acolo să-și ia rezidență, nici să-și facă casă, nici să-și facă firmă, nici să-și pună avocați foarte buni care trebuie să-i plătești pe aia acolo în sănătate cu 10 sau 100 de mii de euro. Așa care să te reprezinte, nu ai acces la toate aceste lucruri fără să ai sume de bani considerabile. Vorbim despre bani și despre puterea financiară a oamenilor de a-și pregăti în timp fuga, ca să spun așa. Da. Astea sunt oameni care, dacă își pregătesc fuga din timp, înseamnă că se așteaptă. Normal, când ai un dosar cu infracțiune, cum a fost fie Arsene, fie Cherecheș sau alții, normal că îți pui și problema, bă, dacă mă condamnă. Acum. Și atunci oamenii își pregătesc lucruri, dar, repet, au cu ce să-și pregătească aceste lucruri, au cu ce să plătească toate lucrurile astea. În Mesagerul, numărul de joi. Un ziar foarte bun. Avem 8 număr pagini, foarte bun a ziarului Mesager. Da, un județ după chipul și asemănarea lui Ionel Arsene. Sunt 8 pagini cu lucruri despre ce s-a întâmplat în județ pe perioada lui. Sunt și lucruri care mai trebuiau scrise. De exemplu, vorbeați de foarte mulți bani pe care trebuie să îi ai ca să poți pregăti 100%. Fuga. 2014-2015, cel puțin 2 publicații din Neamț, cel puțin 2, dacă nu mă înșel eu, au scris despre declarația de avere a domnului Arsene. Așa, nu? Și erau sursele de venit acolo, alea care sunt pe declarația de avere. Sursele respective de venit nu permit. Nu vorbim de alea la vedere. Păi nu, întrebarea este alta. De ce organii statului de control atunci, care se sesizau la niște ziare din Neamț, cum scria ziarul, cum se sesiza organul acu, nu s-au sesizat în cazul acesta? Asta nu știu să vă spun acum. Păi nu, dacă ANI, de exemplu, Agenția Națională de Integritate,
ar fi început să cerceteze atunci, nu după ce a fost condamnat în primă instanță Arsene, să dea drumul la dosar pentru inadvertențe în declarația de avere, dar pentru inadvertențe din 2018-2019. Poate că îl aveam pe domnul Arsene încă la noi. Zic și eu, apropo de stat... Bun, acum știți cum e. O persoană poate să-și disimuleze veniturile, nu neapărat foarte ușor, dar poate să facă treaba asta, pentru că am declarațiile doar a unor persoane care, cum era și cazul Ionel Arsene, și orice persoană, până la urmă, care are o funcție publică, ai obligativitatea să depui declarație de avere. Acolo, sigur, îți declari veniturile, sursa veniturilor și proprietățile pe care le ai, pe care trebuie să le și justifici din punct de vedere a potenței financiare, dar mai departe mergând, probabil domnul Arsene o fi având, sau alți domn ca și domnul Arsene, o fi având un prieten bun, o mătușă bună, un unchi bun, o mamă bună, care au cu posibilități financiare reale foarte bune. Știți cu cât a crescut numele Tamara în România, cu cât copii au fost bătăzat Tamara după ce Adrian Năstase a primit de la mătușa Tamara? Mulți și-au bătăzat copilul Tamara, că au zis, bă, poate cine știe? Doamne ajută! Cine știe? Ei, și atunci probabil că sursa de venit a fost extrabugetară, adică când spun extrabugetară, în afara bugetului trecut în declarația de avere. Da. Haideți să-l lăsăm. Domnul Arsene a avut foarte mulți prieteni, oameni de afaceri, potenți, din județul Neamț și nu doar din județul Neamț, extrem de potenți financiar, care probabil l-au sprijinit sau ajutat. Da, asta nu-i treaba mea acum neapărat, asta e treaba. Haideți să-l lăsăm, că probabil acum e sub control medical și nu vreau să mai aibă vreun motiv de suicid în plus. Doamne ajută. Bun, acum eu am râs cumva când am văzut la televizor povestea asta cu suicidul. Problemele de ordin psihiatric pe care le invoca Arsene în Italia. Acum o persoană în situația lui nu iau parte, dar o persoană în situația lui 100% niște probleme de ordin, nu știu dacă psihiatric, dar psihic. Ai, 100%. După ce ai fost stăpânul unui județ, ai fost aproape stăpânul al țării, aproape. A țării nu, da. Aproape. Ei, dacă ai pus prim-ministru și președinte de partid și candidat la președinție, erai tare. Așa? Da, nu cred că a pus el. Nu el, dar el a fost elementul care a reușit să influențeze. Da, cureaua de transmisie. Dar să știți, fără cureaua de transmisie, de multe ori nu merge motorul. Corect. Așa. Deci să-l lăsăm. Haideți să trecem la ale noastre. Eu iubesc tare mult, în afară de ziarul Mesagerul, sondajele de opinie. Am văzut niște sondaje de opinie în ultima perioadă care, sincer, m-au lăsat mască. Ultimul, nici nu mai știu cine, Research, nu știu cine, a venit și ne-a adus vestea că a crescut în 3 săptămâni, o lună de zile, USR-ul de a ajuns pe locul 2 pentru voturile europarlamentare. Am avut și un sondaj, un sondaj mai mult intern al USR-ului, care nu are nicio legătură cu realitatea, nici pe departe. Păi nu, eu vreau să discutăm un pic despre sondajele astea. De ce? Toată lumea a început să facă sondaje. Și eu, ca cetățeanul turmentat, citind aceste sondaje, mă întreb... Eu la care sondaj trebuie să mă raportez ca să știu cu cine să votez? Și vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de șef de partid, cu responsabilitatea pe care o aveți. La sondajul bunului simț, ca să zic așa, trebuie să ne vă raportați dumneavoastră. La ceea ce simțiți, la ceea ce percepeți din viața reală. Și nu doar dumneavoastră, ci orice... cetățean. Sondajele de opinie, în general, sunt comandate de partide pentru a reflecta, din punctul meu de vedere, și noi facem, noi, Partidul Național Liberal Neamț, avem comandate undeva un calup de 45 de localități pe care am făcut sondaje de opinie și încă facem sondaje de opinie la acest moment, nu s-au finalizat. Și am făcut și anul trecut în 33 de localități sondaje de opinie pentru a vedea două mari obiective sau două mari perspective. Pe de o parte, poza momentului, adică să verificăm dacă candidatul pe de-o parte al PNL-ului și ceilalți candidați, fie că avem sau nu avem primar, toți candidații cum stau la un anumit moment, la 2 ani sau la 3 ani de mandat.
fie că suntem în mandat unui primar PSD sau în mandat unui primar PNL. Să vedem dacă lucrurile merg într-o direcție bună sau proastă în localitatea respectivă, care e percepția oamenilor despre starea de fapt a lucrurilor, care sunt obiectivele pe care oamenii le au în topul preferințelor, adică care sunt nevoile, necesitățile, lucrurile care merg prost, lucrurile care merg ok, așa și poza de moment al candidaților și încă un obiectiv al doilea extrem de important, care este trendul. Adică trendul este că respectiva persoană pe care o sondăm poate să crească, poate să urce, atins un plafon maxim în care are o notorietate de 100% și, și o favorabilitate, zicem, doar de 20%, că dacă ești într-un caz în care te știe toată lumea, dar favorabilitate de 20%, probabilitatea sau posibilitatea de a mai crește în intenția de vot electoratul este destul de redusă. Sau poți să ai o notorietate mică de, nu știu, să cunoască 20% din localitatea respectivă și în aia 20%, nu știu, jumate, să spună, domnule, un om extraordinar. Și atunci e clar că ai un potențial de a crește foarte bun. Asta ne interesează în primordial. Sondajele interne întotdeauna pe care un partid le comandă sunt sondaje interne pe care acel partid le și folosește în identificarea candidaților, în strategiile pe care își construiesc campania electorală, în funcție de adversarul politic, în funcție de zonele din care tu poți să iei voturi, pentru că și asta e foarte interesant. De exemplu, Partidul Național Liberal, noi avem încheiat sondajul pe Piatra Neamț, Partidul Național Liberal și putem discuta câteva date, PNL-ul la Piatra Neamț stă pe primul loc, stă, nu foarte bine, aș spune foarte bine, dar stă bine. Așa față de principalul competitor care e PSD-ul. PSD-ul e la peste 15% în spatele Partidului Național Liberal la Piatra, cred că mai mult de 15, 17-18%. Dar e interesant de unde Partidul Național Liberal poate lua voturi. Adică de la care segmente de populație? Tineri, 18-35, 35, 55, 65+. Și de unde poate? PNL-ul ia foarte multe voturi din bazin de dreapta, din zona oamenilor cu educație medie și peste medie, adică din zona celor cu studii liceale și respectiv din zona celor cu studii superioare. Partidul Național Liberal în mod clar ia voturi masiv, adică electoratul nostru se regăsește în zona celor cu studii. Repet, medii și mai ales superioare, așa din zona și dintr-un bazin al celor mai tineri. Adică dacă mergem într-un bazin 18-55, PNL-ul ia voturi masiv din zona respectivă. Dacă mergem într-un bazin 65+, cu cât crește vârsta, acolo PNL-ul ia voturi, dar nu la fel de mult ca în bazinul 18-55, pentru că, sigur, sunt diferențe de opinii, de abordare. PNL-ul întotdeauna a spus, susțin și eu astăzi, că logica corectă a politicii în România este un parteneriat corect cu mediul de afaceri, pentru că de acolo vin taxele și impozitele cu care statul trăiește și de unde statul după aia cheltuie, din ceea ce strânge din zona oamenilor de dreapta. Adică acolo mă raportez la angajatori pe de-o parte și la angajați pe de cealaltă parte, unde avem, cred că undeva în jur de 4 milioane sau peste 4 milioane astăzi de oameni, populație care lucrează în privat. Aia e principala bază de impozitare pe care guvernul o are și de acolo din ce colectează face politici publice, sociale, ce vreți dumneavoastră, de sănătate, pe infrastructură. De acolo se regăsesc banii din taxe și impozitele pe care le colectăm de la populație. Și acolo PNL-ul nu stă foarte bine așa cum mi-aș fi dorit eu cel puțin, dar oricum PNL-ul stă bine pe zona asta. Ați amintit de taxe și impozite de la populație? Da. PNL-ul susține în guvern pe domnul Boloș. E din numele PNL-ului acolo, nu? El mai este membru de partid sau nu este? Nici mai știu. Nu știu să vă spun sincer dacă domnul Boloș a fost vreodată membru al Partidului Național Liberal. El acolo este susținut de PNL și întotdeauna când a ocupat o funcție de demnitate publică, deci, revenim. A fost pe susținerea PNL-ului dacă o persoană care, să zicem, vine din zona tehnocrată. Suntem doar noi doi acum într-o discuție la cafea. Vi se par că o parte din măsurile domnului Boloș sunt măsuri care bat cu programul PNL? Pentru că mie mi se pare că unele măsuri bat în programul PNL. Nu sunt ministru de finanțe eu ca să pot să-mi dau cu părerea dacă... Nu, eu vorbesc toate... de măsuri, apropo de program, eu nu vorbesc de eficiența măsurilor sau de altceva. Apropo, spuneați de modul în care lumea percepe PNL-ul și se orientează cu voturile.
Bun, în perioada asta e clar că orice partid care e la guvernare se erodează și PNL-ul se erodează natural. Ce vreau să spun vis-a-vis printr-un nemembru de partid, susținut de partid. Bine, domnul Boloș nu cred că are, din punctul meu de vedere ca un politic, nu cred că domnul Boloș a avut în ultima perioadă cele mai fericite reacții publice, cele mai fericite abordări din punct de vedere aici a politicilor pe care le implementează economico-financiare în discursului public pe care l-a făcut. Dar e foarte important de știut și de notat lucrul ăsta în mintea și în accepțiunea tuturor. Într-un guvern nu există, ca să spunem așa, democrație. Primul ministru hotărăște. În ședințele de guvern nu se supune la vot o hotărâre de guvern și vedem care ministru e de acord și care nu e de acord. Nu, premierul hotărăște. Atâta timp cât domnul Boloș face parte din cabinetul lui Marcel Ciolacu, în mod clar, hotărârile, HG-urile, hotărârile de guvern pe care se dau și care se pun în aplicare, sunt și aparțin în exclusivitate lui Marcel Ciolacu, prim-ministru României. Adică nu poate să-mi spună mie cineva mâine că domnule Boloș a vrut să facă într-un fel și el și-a impus punctul de vedere. Nu! Punctul de vedere în guvern și cine conduce astăzi România, din punct de vedere guvernamental, este Marcel Ciolacu. Bun. Acele hotărâri sunt și aparțin în exclusivitate lui Marcel Ciolacu. Vine întrebarea logică. Vă rog. Dacă domnul Marcel Ciolacu, în guvern, ia niște măsuri... Niște care, decizii, până la urmă, niște hotărâri. Niște decizii care bat, din punct de vedere... Doctrinar. Doctrinar, în programul PNL. Da. PNL-ul ce mai face acolo? În guvernare. Că altfel v-aș întreba cât mai stați. Și asta o întrebare. E corectă întrebarea dumneavoastră. Adică... Sigur, între noi, liberale pe de o parte și socialiști pe de altă parte și cei de la PSD, că ei socialiști în România, sigur există diferențe foarte mari de abordare din punct de vedere economic, politic, a politicilor financiare și foarte multe aspecte care ne diferențiază profund pe cei de stânga cu noi cei de dreapta. Întrebarea dumneavoastră e legitimă. Până la momentul ăsta și colegii din PNL și inclusiv domnul președinte Ciuc a anunțat foarte clar și răspicat că există o linie roșie. Acea linie roșie înseamnă suprataxarea, supraimpozitarea. Adică înseamnă că în 2024 să ai creștere de taxe și de impozite. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla cu creștere de taxe și impozite împotriva mediului privat din România și până la urmă a tuturor oamenilor care muncesc, pentru că avem și 1,3 milioane de bugetari, acele taxe și impozite se resimt și în sistemul bugetar, nu doar în cel privat, la acel moment se va considera că se încalcă acea linie roșie și atunci PNL-ul va lua în calcul să aibă o discuție foarte fermă și foarte serioasă în eventualitatea chiar de a spune pas, de a spune domnule până aici. Domnul președinte, apropo de linia adică roșie... Nu putem, noi nu suntem un guvern acolo, cum să spun eu, nu suntem un partid care am intrat în actul de guvernare cu premier al PSD-ului, dar în care PSD-ul să facă doar ce vrea, premierul să facă doar ce crede el de dar cuvință, fără acum, să țină cont până de acum, doctrina liberală cam așa de... Până acum, cel puțin... Uite, eu mi-aduc aminte de imaginile acelea drăguțe când era domnul Ciucă prim-ministru. Ieșea domnul Ciucă într-o conferință de presă, să anunțe o măsură importantă, lângă el era domnul Ciolacu. Și tot de mâna domnul Ciucă, cu drăgălășenia unui general, na, ca să fiu așa, împreună cu partenerul nostru... Da, pentru că domnul Ciucă e un om corect. Da. A venit domnul Ciolacu. Din când în când mai apare și domnul Ciucă. Dar din când în când. Ceea ce mi se pare că e o linie, hai să nu spunem roșie, dar e foarte aproape de linia roșie, la nivel de protocol politic și de imagine publică. Dar lăsăm asta. Linia roșie. Știți cum e chestia asta cu noi taxe și impozite? E cum e chestia aia la primărie. Iasă primarul și spune așa. Oameni buni, anul ăsta nu crește nicio taxă și niciun impozit. E, crește cu 13,8% că e inflația. Da, în rest, nu crește. Bă, hotărăște-te. Păi primarul are dreptate când spune așa. Pentru că inflația se ajustează an de an. Eu înțeleg, dar nu spune că nu crește. Când îmi dai la pensie 13,8%, îmi spui, ți-am mărit pensia. Nu, mi-ai actualizat-o cu inflația. Păi nu, dar prima mărire de pensie, uitați-vă, vor fi două măriri la anul.
prima în ianuarie, a doua, da, așa, septembrie. Prima e cu 13,8. Păi bă, tată, când îmi crește mie pensia cu 13,8, de ce nu-mi crești și taxele și impozitele locale cu 13,8, dacă tot cresc? Păi acolo, cum ați explicat dumneavoastră, primarul cumva are dreptate, pentru că primarul spune, domnule, din punct de vedere de un, a taxelor și impozitelor pe care stau, care sunt marja de propunere a Consiliului Local și de a stabili Consiliul Local creșterea taxelor și impozitelor, acolo el spune, domnule, eu pe anul fiscal cu Tărescu număresc la nivel de localitate. Aici și asta aici e corect. Ce mărește guvernul sau prin efectul legii, aia e altceva, nu stă în puterea primarului. Eu vorbesc de buzunarul cetățeanului. Deci când primește pensia, o primește mărită, când plătește 13,8% la taxe și impozite locale, nu sunt mărite. Corect, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate. Deci de asta vă spun, apropo de taxe și impozite și de noi taxe și impozite, există o flexibilitate în explicarea oricărei măsuri, încât eu rămân blocat. Vă dau un exemplu. N-am deschis televizorul foarte mult din cauza viscolului, că deja eram oripilat, nu mai puteam, e iarnă, domne, e iarnă afară și toate fătuțile alea îmbrăcate în geci spuneau, vai, viscol, nu știu ce. N-am deschis televizorul și azi dimineața ascult la radio și aud următoarea chestie genială. Și că domne, salariile profesorilor, să mă rez la anul, în 2025, pe grilă. Și iasă un neica de acolo, spune, domne, de ce? Da, într-adevăr, s-a stabilit să le mărim, s-a stabilit să le facem, dar le vom da 20% din mărirea care e, pentru că așa am stabilit. Băi, tată, dar ai spus la începutul propoziției că s-a negociat să crească. Și acum îmi spui, la finalul propoziției, că am stabilit cu 20%. Deci, există o flexibilitate, de aceea eu vă insist. Linia roșie adevărată, care este? Cred că creșterea taxelor și impozitelor nejustificată și încălcarea unui protocol în care PNL-ul este partea guvernării și PNL-ul, prin tot ceea ce a spus și președintele Nicu Ciucă și întregul PNL până la urmă, au precizat foarte clar că suntem de partea zonei private în care nu dorim o încălcare sau o trecere excesivă în zona de suprataxare, supraimpozitare. Aia cred că ar trebui să reprezinte linia roșie și asta nu că consider doar eu, ci o chestie asumată de PNL. Adică nu poți, am văzut anul ăsta, de azi pe mâine scoatem cash-ul. Da, adică o chestie din aceea. Nu vreau să critic pe nimeni, dar e o super mega prostie să o faci de pe azi pe mâine. Eu înțeleg să limitezi niște tranzacții, că e speculă, că e evaziune fiscală. Înțeleg eu treaba asta, dar de ce trebuie să sufăr eu, cetățeanul simplu, oricare, de la micul comerciant de aici din piață până la marele retailer, de ce trebuie să sufăr eu că tu, statul român, ești incapabil, ești incompetent să te lupți cu evaziunea fiscală și să o combați evaziunea fiscală și să scoți din piața asta gri sau neagră, s-o scos la suprafață, s-o taxezi. Ce vină are omul de rând? N-are nicio vină. Pentru că statul român nu este reformat și aici mă refer în zona Ministerului de Finanțe și a ANAF-ului. Ce vină avem noi că statul român nu e reformat? Puneți, fratele meu, controlele, nu spuneți controlele la vămi, la vămile terestre, vămile aerene, nu mai spun de Port Constanța. Fă-ți lucrurile, nu știu. Numai în Portul Constanța, dacă ai reușit să faci treaba. Digitalizează-ți ANAF-ul, angajează mai mulți oameni la ANAF, mai bine pregătiți. Și atunci probabil că ai să scoți din zona asta de evaziune fiscală. Adică, da. Cum alții pot? Te duci simplu, noi suntem țara din Europeană, spun statisticile, cu cea mai mare zonă de evaziune fiscală, unde România pierde cei mai mulți bani. La TVA, corect. Păi, te duci până în Germania, până în Franța, nu știu, în țările mai, care sunt mai civilizate sau care au reușit în zona asta să combată evaziunea fiscală. Și întreb pe oamenii, duci în state, cum de ai, cred că cele mai performante sisteme fiscale din lume, unde e IRS-ul. Și zic, bă, voi cum faceți? Bă, uite, fac așa, bă, hai să fac și eu. Bă, nu-i putea de mâine, dar în jumătate de an, un an, îmi pun și eu sistemul la punct, în punct de vedere logistic, de infrastructură, de ce vreți dumneavoastră, și fac și eu cum fac oamenii ăia și atunci reduc evaziunea fiscală. Eu am impresia că e doar multă vorbărie și o spoială așa de fațadă.
Adică, domnule, noi ne batem cu evaziunea fiscală, dar ea de când o se bate statul român, de la Victor Ponta tot au treaba asta, prin 2012, Victor Ponta se bătea cu evaziunea fiscală. L-am vins pe Victor Ponta evaziunea fiscală până la urmă. Acum se bate domnul... Nu. Am vins el evaziunea fiscală și a luat Tesla la partid pe banii statului. Da, ei, după aia acum s-au bătut mai mulți primeri, acum se bate Marcel Ciolacu. Bun, care e evidența? Adică care sunt lucrurile care le faci tu? Eu, ca persoană fizică, eu nu trebuie să simt lupta asta dintre statul român, pe de o parte, și zona evazionistă, pe de altă parte. Nu-i treaba mea. Foarte corect. Nu am niciun fel de treabă eu. Fă-ți, ai elemente, ai structuri de parchet, ai poliție, ai ANAF, ai antifraudă. Păi atâtea structuri care se bag cu evaziunea fiscală. Ai sistem de informație. Întrebare pentru George Lazar. Vă rog. Omul, ca zis. Vă rog. De ce niciun guvern nu a întărit domeniul ăsta? Asta nu știu să vă răspund. Nu am guvernat. Pentru că, știți cum e, te uiți la portul Constanța, care poate deveni cel mai, poate e cel mai important port în noile condiții. Cred că după Rotterdam, da, da, suntem pe locul 2. Sau la egalitate cu Rotterdam. De ce nu facem un CSAT? Să zicem, bă, am luat măști de 2 miliarde sau 1 miliard jumate. Bă, ia hai să dotăm portul Constanța cu tot ce-i trebuie. Mai ales că un român a inventat chestia aia cu camera aia, cu scannerele, care o folosesc alții. Bă, dăm 2 miliarde, că îi scoatem în 6 luni de zile, într-un an. Investiție de investiție. Și cu rată de amortizare, că domn Boloș poate să-i calculeze rata, și cu domn Ciolacu și cu Mișoa de la finanțe, de n-are nicio treabă. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? De ce nu facem... Bă, hai la vămi. Păi noi la vămi avem sistem. N-ați observat? Fiecare care trece ia 5 euro, dă 5 euro, minim. Păi mai sistem mai tare ca ăsta. Asta spuneți la Sculeni. Nu, și undeva prin partea cealaltă au fost zilele astea, alt exemplu. Deci, păi dacă se poate așa, întreb. Da, bun, nu sunt CSAT, acum nici nu mi-am propus să ajung în CSAT. Eu vă doresc. Nici nu mi-am propus să ajung noi în CSAT. Noi din Neamț am avut tot timpul prin CSAT. Oameni? Da, cum? Ba chiar și un Romașca. Doi chiar. Ba nu, unul sigur. Unul, cred că. Am mai avut și din Piatra, domnul Vornicu la un moment dat. Da? Da. Nu sunt CSAT, nici nu mi-am propus să ajung în CSAT vreodată, dar eu mă raportez la persoana simplă, la persoana fizică sau micul comerciant, dacă vreți. Persoana care face business. De ce trebuie să suport eu lupta asta văzută sau nevăzută la statul român cu mafia, cu evaziunea fiscală? Mafie. Ce să ne mai... Da? E mafie. Dacă eu sunt corect. De ce să suport eu aceste consecințe ale taxărilor, ale impozitărilor, ale scoaterii cash-ului și toate aberațiile astea, până la urmă, care apar în tot felul de HG-uri, în tot felul de legi, dacă eu sunt corect? De ce trebuie să sufere, practic, o majoritate? Că majoritatea oamenilor sunt oameni corecți. Așa, pentru ce face o minoritate? Asta este o super stupizenie. E o mega prostie. Să suferim o majoritate că unul face evaziune fiscală. Du-te, tată, tu statul român, identifică-l, nu-i mai permite să facă evaziune fiscală, prinde-l când face evaziune fiscală, pedepsește-l, ia-i banii, ia-i bagă banii la pușcărie. Ia-i ce banii. Vrei să faci? Și asta cu pușcărie, o chestie, în străinătate nu face nimeni pușcărie la evaziune fiscală. În Spania, în Italia, în Germania, unde vezi dumneavoastră? Ați văzut cazul Shakira, na, că tot... Da. 16 milioane de euro. 16 plus 8. Da, a fost cazul Messi, a fost cazul Cristiano Ronaldo. Au fost multe cazuri celebre în lumea fotbalistică, ca zic așa, sau a vedetelor. Da? Adică statul modern în străinătate din America încoace, în Europa urmărește să-și recupereze odată prejudiciu și plus amendă. Și plus o amendă sau ce trebuie să plătești și acolo. O în plus, amendă de 8 milioane jumătate e o amendă. Adică... Sau niște penalizări. Statul interesează să-ți ia bani, nu să bagi omul la pușcărie, nu să bagi pe șacheră la pușcărie. Să cheltuiască bani cu el. Exact. Acolo. Să-i distrugi firma lui ăla, să plece 10 sau 100 de angajați acasă, să-i treci în șomaș pe aia să... și nu mai ce să iei. Când statul român când trage la urmă, domnule, l-am prins pe ăla, am... Am avut evaziune fiscală, dau un exemplu de 1 milion de euro. Dom'le, când l-am prins, am reușit, l-am băgat la pușcărie. 8 ani am dat. Că pedepsele sunt mari. Și după aia, așa, când te uiți, nu mai are nimic. Și dar cât ai recuperat? Dom'le, să vezi că am pus echestru, are o Dacia Break din 1700 toamna, o garsonieră undeva. Și, bă, uite că mi-am lăsat aminte acum, nu pot. Sunteți avocat, sunteți președinte de partid. Și atunci te uiți și zici, bă, dintr-un milion tu n-ai recuperat nimic. Există vreo statistică în România, poate știți dumneavoastră, că cu politicieni care au divorțat înainte de procese.
Nu știu să vă spun. Pentru că, domne, te uiți, eu mă mai uit și eu din când în când. Să mai divorțez, domnul Valin. Nu mai trebuie să faci divorț acum, să faci partajul voluntar, notarial. Păi nu. Deci, te uiți în declarații de avere. Mie îmi place, eu sunt fascinat să citesc declarațiile de avere. Și vezi așa, că vezi, declarația de avere, el, soția, da? La un moment dat, el ajunge pe o funcție. Și dispare soția din declarația de avere. Nu mai e. Și zici, băi, ce-o fi? Te uiți pe Facebook-ul omului, îl vezi cu soția la dans, la aia, îl întrebi. Dar de ce o dezvolt? A, dar noi suntem divorțați, noi nu mai... Și observi că toate firmele soției înfloresc, se fac. Deci sunt, cum zic, exemple. Nu, Vali, eu n-am... Știți mie, în străinătate și în Europa, în marea majoritate a țărilor în Europa, oamenii care fac politică, și inclusiv în Statele Unite ale Americii, oamenii care fac politică fac și business. Dar pe față. Pe față, da, legal. Pe față. Adică nu există, doar la noi în România e, bă, deci pe principiul al lui Iliescu, un principiu prost, păgubos, sărac și cinstit. Este un principiu extrem de păgubos. Nici Dumnezeu nu-ți cere să fii sărac și prost. Îți cere să fii credincios. Asta e cu totul și totul altceva. Să poți face dani. Asta e cu totul și totul altceva. Să ai bani ca să poți face dani. Pentru că omul ăla care e sărac, dacă vrea să meargă la biserică, nu poate să lase nici un leu. Că nu-i are. Da? Cu atât mai mult dacă ai, și nu există țară bogată cu oameni săraci. Am mai spus treaba asta și o repet, nu există un oraș bogat cu oameni săraci. Nu, un oraș bogat e cu oameni bogați. Când spun oameni bogați, nu mă refer la milionari în euro, mă refer la oameni care bogați, trăiesc bine. Spui și oameni care pot să asigure o educație copiilor și lor. Asta, da. Și atunci lucrurile se rostogolesc. Exact. Și ai generație după generație, exact. Crești ca plus valoare. Dar numai la noi în România, bă, a ajuns ăla, nu știu, parlamentar, primar, președinte de Consiliul Județean, secretar de stat, ce vreți dumneavoastră, mă dau și pe unică exemplu. Nu, și face bani. Dar și ce vrei să facă? Să fie sărac, ce să facă? Păi nu, ideea este... Adică asta eu nu înțeleg treaba asta, pentru că e o mentalitate... Păi dar statul ne spune, domnule, păi, stai un pic. E o mentalitate rostogolită de 30 ceva de ani în România, moștenită din comunist, în care toți trebuie să fim la fel, adică doctorul, inginerul, judecătorul, economistul, ce vreți dumneavoastră, da? Sunt foarte multe profesii, da? Trebuie să fie pe picior de egalitate cu paznicul de noapte. Da, adică, domnule, trebuie să aibă aceeași categorie... salar, trebuie să aibă aceeași mașină, trebuie să aibă aceeași garsonier sau apartament, trebuie să meargă în aceeași stațiune la, nu știu, Eforie Nord sau unde vreți, la Eforie Sud și toți trebuie să fie la fel. Nu există treaba asta. Nu toți oamenii suntem la fel, nici degetele la mână nu sunt la fel. Și aici principiul că, cum e la noi în România, domnule, dacă e angajat undeva la stat sau dacă are o funcție publică, aleasă sau numită, domnule, ăla nu are voie. Prostie mai mare ca asta, doar în România există. Nu, ăla are voie să facă afaceri și trebuie să facă afaceri ca să nu fie tentat. Nu are voie să facă afaceri cu locul cu pe care îl conduce. Lui, da, cu firma lui pe locul care îl conduce. În rest, ăla trebuie să facă afaceri, pentru că altfel se întâmplă ce se întâmplă în România. E tentat. E tentația, pentru că un om, un ministru, are o salarizare astăzi în România undeva echivalentul la undeva 12, 13 până 14.000 de lei. Asta e o salarizare. 2.000 și ceva de euro. Undeva în jurul al 2.500-2.600 de euro. Dar omul ăla semnează pe sute de milioane de euro într-un an. Dacă nu chiar miliarde. Semnează. În pixul lui stau miliarde de euro, care se duc la agenți privați. Păi omul ăla nu fi tentat? Când tu ai un salariu pe an de pe lună de 2.700-2.800 de euro, într-un an ai 20 ceva, 30.000 de euro și tu semnezi de miliarde de euro pe an, apare tentația. Plătește-l, mă, bine, sau dacă nu-l plătești așa cum ar trebui, lasă-l să facă business. Legal, corect. Statul român, care, cine interesează pe stat? Statul trebuie să fie interesat de un singur lucru. Nu de raportul comercial dintre Lazar și domnul Bălănescu, nu de raportul comercial dintre Lazar și Consiliul Județean Neamțel, trebuie să fie interesat statul român, din punctul meu de vedere, de a-și lua banii. Ai făcut afacerea? Da. Ai declarat-o? Asta trebuie să fie interesat. Ai declarat-o? Da. Trebuie să dai 16% sau cât e impozitul acum, plus TVA, plus ce trebuie să dai acolo, eu trebuie să-mi iau banii. Restul afacerilor nu mă interesează, spune statul. Eu trebuie să-mi iau banii mei de acolo. Și cu asta basta. Și tot statul român trebuie să fie interesat de calitatea lucrărilor atunci când ele se execută. Dar în rest, statul român nu trebuie să fie un stat intervenționist. Corect. În mediul economic. Este absolut corect. Trebuie să fie un arbitru ca la fotbal. Dar noi jucăm pe un teren. Astea sunt regulile. Cine le încalcă primește cartonaș galben sau roșu după caz, dar în schimb, astea sunt regulile, voi jucați. Eu nu mă bag în jocul vostru să vi-l opresc. Statul român astăzi e un arbitru prost, din punctul meu de vedere.
Eu de ce vorbesc lucrurile astea? Scuzați-mă o secundă, în Anglia, am prieteni care lucrează, care au firme în Anglia, în Germania, în Franța, în Madrid, oameni de afaceri români din zona Neamțului sau nu doar din zona Neamțului, cu afaceri mari, care au câte 200-300 de angajați cu afaceri de milioane de euro în spate și care lucrează în construcții și în încă vreo două domenii, ăsta, instalații electrice și sanitare. Și oameni care dezvoltă business de peste 20 de ani în țările respective. Acolo nu-i ca la noi, stai, domnule, să vezi, cum n-am voie să vorbesc cu primarul, că acolo te cheamă. Domnule, avem o lucrare în orașul Dijon, de exemplu, că am fost ultima de acolo. Domnule, avem o lucrare acolo, da? Sau în Madrid, unde am fost în Madrid. Acolo vin principalele 3-4 firme la discuții cu primarul din Madrid, cu echipa tehnică de acolo. Domnule, o să scoatem la licitație 200 de milioane de euro, facem două blocuri, dau un exemplu. Da. Vă rog frumos, veniți, vreau să vă scrieți, vreau să facem lucruri de calitate, ca lumea. Da? Ok, băia, firmele se înțeleg între ei, domnule, hai să participăm, tu faci aia, eu fac aia. Totul e legal, e transparent, nu le cer nimeni șpagă, ca la noi. Nu știu, probabil să ajute ei cumva, acolo au o zonă a lobby-ului. Dar lucrurile merg, iar când te uiți, lucrarea de calitate, nu se drâmă blocul, autostrada nu se surpă, podurile nu cad. Lucrurile se întâmplă cu lucrări de calitate, toată lumea e mulțumită. Și statul e mulțumită, și ia și banii, omul de afaceri e mulțumit de înainte. Primăria e mulțumită și ea. Exact, la noi în România e chestia aia, bă, stai mă, că nu mă duc, că de ce, că e trafic de influență. Păi nu, eu o leacă împinsă spre extrem da, de acum. Da, așa e legea la noi. Păi asta e legea, da. Și eu de ce vorbesc cu dumneavoastră? Eu aș fi vrut să văd o asemenea discuție pe un post național. De ce? Așa trebuie discutat. Dacă vrem să schimbăm mentalități. A, dacă te duci la firma respectivă și tu, încadrat de primar sau președinte de Consiliul Județean, spui, bă, dăm și mie. Bă, ca să iei contractul ăla, dăm mie atât, da. Bă, atunci e o problemă, aia e o problemă. Dar în rest, statul român trebuie să fie interesat sau maxim de interesat să-și ia banii. Când statul român va fi extrem de interesat să-și ia doar banii și restul să lase lucrurile la liber ca jucătorii să joace în piața asta, a construcției sau ce vreți dumneavoastră, atunci lucrurile se vor merge într-o direcție mult mai bună. Atât timp cât statul e un stat intervenționist cu apucături socialiste, socialiste de extremă stângă cumva, adică de stânga aia în care un fel de Robin Hood modern, să luăm de la bogat să dăm la săraci, atât timp cât lucrurile stau așa, nu au cum să funcționeze. Eu vă întreb o chestie și discutam cu cineva din Danemarca. O chestie, astăzi în România, o persoană plătește CASS-ul, da? Adică asigurare pe sănătate. Și acel CASS nu-i plafonat undeva, e în funcție de venit. Da, corect. Dacă dumneavoastră aveți firmă, plătiți CASS și de pe firmă. Corect. Dacă mai sunteți angajat undeva, mai plătești și de acolo. Și de acolo, corect? Ai un venit de acolo, da. Plătești de acolo, de trei ori. Ai trei surse de venit, plătești de trei ori, da? Dar unde îl plătești? Îl plătești doar la stat. O asigurare astăzi în privat costă undeva la 400 de lei pe lună, aproximativ. Deci cu 80 de euro pe lună, cu 400 de lei pe lună, te asiguri la mai multe firme, nu numesc, nu fac publicitate, te asiguri la tot felul de firme de asigurări private și ai o paletă largă de spitale private și de stat din România și ai o paletă și mai largă, undeva la 400 de spitale din lume. Din lume. Începând cu Statele Unite ale Americii, da. Israel și terminând cu ce țară vezi din Europa, la spitale de top, cu doctor de top, cu aparatură de top, unde acolo intervențiile costă 10 sau 100 de mii de euro. Ei, o astfel de asigurare se contează până la 500 de mii de euro. Da, pentru o intervenție. Dar de ce nu se face și educația? Eu cu 400 de lei, dacă mă asigur acolo, sau 500 de lei, punem 500 de lei, dacă mă asigur la o astfel de firmă, sunt asigurat oriunde pe globul pământesc. Orice problemă am, mă duc unde vreau eu, unde citesc. Te uiți acolo, anunți, da, și te duci. Mă duc acolo și sunt tratat, nu costă cardul. Nu costă un leu. Plătește asigurarea direct. Da, că au contract între ei, adică eu nu mă duc acolo să și decontez după. Deci mi se plătește direct serviciile medicale, nu cheltui un leu acolo. Și sunt servicii de top. De ce în România nu se poate treaba asta? În Danemarca ești, de exemplu, și în țările nordice. Dar în România nu se poate? Păi la momentul ăsta nu se poate. Pentru că ce se întâmplă? Adică dacă ți-o faci privat, adică de ce să plătesc eu, nu știu acum cât plătesc eu la CASS. Am două surse de venit, un consiliu de administrație și funcția de secretar de stat, am două surse de venit, în ambele surse de venit pleacă. Vă spun eu că dați o sumă consistentă. Sunt convins de treaba asta. Ei, lasă-mă, domnule, acolo să fac la primul 1-2 de pensie, eventual. Să fac jumate-jumate. Jumate doar la stat, jumate lasă-mă să mă asigur. A fost o inițiativă a unui ministru, care întâmplător este și un chirurg excepțional, era Costache. Da, un om deosebit, Victor Costache. Care a zis, domnule, hai să facem legea aia acoplatei. Păi,
Hai să facem... Aici e toată povestea, primul pas, aici trebuie făcut. Doamne, ai înspăunit toată... Nici nu știu, mafia, că tot mafie ești acolo. Păi nu, că să vedeți că nu știu ce, că nu știu cum. În momentul acesta, pentru o parte a oamenilor din România, ar trebui să existe pentru toată lumea, coplata funcționează. Dar trebuie să faci o groază de hârtii și să știi unde să te duci să întrebi. Eu zic că omul trebuie lăsat să aleagă cu banii lui. Absolut. Asta mi se pare cel mai ok. Domnule, lasă-mă să aleg cu banii mei care îi câștig eu, pentru că avem un salariu brut. Da? De unde statul trebuie să-și ia partea lui de impozit? Da, aia e corectă. După care am CSE-ul și CSS-ul, fondul de pensie și fondul de sănătate. Acolo trebuie să-i dai libertatea, din punctul meu de vedere, omului să opteze. Ia-mi 100 de lei pe lună pentru setul de analize din sistemul public și restul, lasă-mă să duc unde vreau eu. Despre asta e vorba, așa e și în state, așa e peste tot. Lasă-mă să fac ce vreau cu banii aia. Eu vreau să mă asigur la Siriac, la INN, la ce vezi dumneavoastră, la Transilvania, BCR, spunem toate firmele care sunt de asigurări, mai fi și altele. Lasă-mă să fac ce vreau cu banii mei. La fel, la pensii. Păi sunt foarte multe pensii private astăzi, care sunt mult mai rentabile, fonduri de pensii private, care au o rentabilitate mult mai mare decât sistemul național de pensii. E un risc cât de cât, dar deocamdată merge. Deocamdată merge. Lasă-mă să-mi joc banii undeva. Exact. Sunt banii mei. De ce mă obligi tu să-i duc, să-i direcționez doar într-o singură zonă? De asta spun că statul astăzi este un stat care intervine foarte mult, mai mult decât e cazul în economie și nu lasă o piață liberă. Și când vom avea și noi un stat? A fost treaba cu energia. La un moment dat, până acum câțiva ani, statul era, până acum 2-3 ani în urmă, statul era jucător pe piața de energie. Nu, piața de energie trebuie lăsat la liber. Să joace jucătorii de pe piața de energie. Da, dacă să o lași la liber, trebuie să ai niște reguli pe care prețul să face le respecti. Piața. Da. Regulile le faci tu, statul român, prin ANRE. Asta spun. Trebuie să ai niște reguli corecte. Aia e altceva. Dar prețul nu-l poți impune tu. Nu poți să faci tu prețul mâine, de mâine toți distribuitorii, furnizorii de energie vând cu 2 lei. Nu poți să faci treaba asta. Piața reglează prețul. Ai cerere mare, normal că și prețul crește. Ai cerere mică și producție mare, normal că prețul scade. Piața reglează. Nu reglăm noi statul să spun mâine vindem la OMV, tu vinzi la pompă, mâine benzina cu 5 lei. Nu se poate treaba asta, n-are cum. Nu poți să impui. Din 2030 o să fie gratis energia, că intră mini-reactoarele în funcțiune și... Mă, reactoarele 34 la Cernavodă pe care nu, le... Nu, mini-reactoarele. Și mini-reactoarele trebuie să intre mai repede 2030, cred că. Mai vedem. Da. Dar reactoarele 34 la Cernavodă, alea dublează capacitatea lui Cernavodă pe reactoarele 1 și 2 de producție de energie. Noi avem azi 750 de mega cu 750 de mega pe cele două reactoare. Deci, în mod normal, trebuie să dublăm. Să mergem cu încă plus 1500 de mega. Da. Să revenim. Ziceați de... Sondaje de opinie. Da. Că ne apropiem de final. Dar nu, eu aș mai sta. Faceți sondaje în 44 de luni. Unele sunt făcute, altele nu. Da. Ați vorbit despre cei care ar vota PNL-ul. Spuneți-mi și mie, dacă, sigur, ați pus întrebări și întrebări. Din sigur. Întrebările astea, rezultă de undeva, de unde își ia, de exemplu, un partid ca Aurul voturile? Da. Pe mine mă interesează enorm. Nu știu dacă puteți să-mi spuneți lucrurile astea. Ba da, cum să nu? Aurul și-a voturi în general de la, dintr-o zonă foarte precarie educată, de la cei cu studii fără studii sau studii de scurtă durată, ca să zic așa. Ai principalul bazin de votanți ai Aurului. Cu cât omul crește în nivelul studiilor, cu atât intenția de vot spre Aur scade vertiginos. Așa, la acea pătură, la acea zonă unde avem oameni, cetățeni fără studii sau cu studii de scurtă durată, cum am zis eu, ca să fiu elegant, acolo găsim Aurul care ia voturi. Mai avem o zonă, acolo mi s-a părut interesant, o zonă chiar și a tinerilor care au o revoltă interioară. Care au o revoltă față de ce se întâmplă astăzi în România. Și eu sunt președinte de partid la Neamț. Sunt parte a Guvernului României. Asta nu înseamnă că toate lucrurile eu consider că merg bine sau nu sunt autist să văd că, bă, în stânga și în dreapta cad bolovan de zi, eu merg înainte, că, bă, e bine așa, sigur e bine. Nu. Adică sunt foarte multe lucruri care trebuie perfectate. Și e o zonă a tinerilor care și de acolo e o zonă de revoltă
față de ceea ce se întâmplă astăzi în clasa politică, în societate, în administrație, ce se întâmplă în general în România, care își strigă nemulțumirea într-un mod tăcut, dar merg spre aur, pentru că acolo avem acel mesaj, acel curent de mesaje, exacerbat din punctul meu de vedere, care promite orice. E o zona lui Dan Diaconescu, dacă vreți. Dom'le, dacă vii acasă din Italia, îți dau 20.000 de euro. Fals, prostie. Cu ce se deosebește situația de acum aur cu situația USR-ului? Acum 4 ani. E o asemănare, sunt foarte multe asemănări. Vorbeați de tineri, de asta v-am întrebat. Păi, o parte din electoratul USR-ului, o parte din el a migrat spre PNL, spre Partidul Național Liberal, o parte a electoratului USR, bun, a rămas cu USR-ul, dar o altă parte a migrat spre AUR. Găsim partea celor care au votat, pentru că au fost întrebări în care, domnule, cu 2020 cu cine ați votat? Domnule, am votat cu USR-ul. Bun. Și în 2024, la alegerile europarlamentare, cu cine votați? Nu, eu votez cu AUR. Adică există un fenomen de migrație a votanților USR, care au plecat de la USR, o parte spre PNL, o parte spre AUR. Adică cei nemulțumiți de sistem au mizat pe USR ca pe ceva nou și acum mizează pe AUR. USR-ul a apărut ca ceva nou, da, nu vreau să discut o politică a USR-ului. Acum USR-ul a apărut ca ceva nou, a fost la guvernare. O să-mi răspundeți la o întrebare. Cum ați recepționat dumneavoastră ca șef de partid modul în care cei de la USR au reacționat la trimiterea în judecată a lui Voiculescu, nu vorbesc de doamna Mihaila. Fostul ministru al sănătății, da, cel cu achiziția, povestea. Nu, pentru telespectatori. Eu am o teorie aici, cred că o să fie în contradicție cu unii sau cu alții, nu iau apărarea USR-ului, dar spun în felul următor, Constituția României garantează astăzi în România, Constituția fiind cartea de căpătâie a sistemului cât mai este din România, ca să spun. Cât mai este franjurată. Da, deci e făcută franjuri la Curtea Constituțională. Da, dar nu facem rabat de deciziile Curții Constituționale și de Constituția României. Care? De acolo e izvor de drept pentru noi ceilalți, pentru sistemul judiciar din România în general și legislativ. Bun, atât timp cât în Constituția României ți este garantat nevinovăția, dreptul la apărare în România, dar nevinovăția și o persoană este considerată nevinovată, de orice infracțiune este cercetată și respectiv trimisă în judecată până la terminarea, până la finalizarea dosarului, până la o decizie definitivă și irrevocabilă. Astăzi eu nu pot să presupun că domnul Voiculescu, a spus? Vlad Voiculescu, nu pot să-l prezum că e vinovat. Eu nu pot să fac prezumția asta. Atât timp cât eu nu pot să fac prezumția asta, atât timp cât legea îmi spune clar că, domnule, nu pot să-l prezum pe omul ăla că e vinovat, ci sunt obligat de lege să-l prezum a fi nevinovat. Păi omul ăla poate să candideze. Asta e o prostie din punctul meu de vedere, scuzați că spun așa, și la PNL și la PSD, și la USR de altfel, și la toate partidele care au adoptat așa ceva, e o greșeală. Dom'le, înțeleg, unul care l-ai prins în flagrant, cu șpagă, cu trafic de droguri, de femei, de arme, fapte antisociale, reprobabile, de o gravitate absolută, abominabilă, da? Dom'le, ăia clar n-au ce căuta acolo. Îl iei pe ăla de la Caracal și îl pui pe listă. Domnul avocat, ce înseamnă penal? Eu din câte știu așa, nu știu dacă, poate mă înșel, când a venit USR-ul cu fără penal în funcții publice, eu am râs. E o prostie. Și am zis, dom'le, penalul este ăla care este deja condamnat? Nu, ăla care doar e cercetat în accepțiunea și în mintea USR-ilor. Acum le se întoarce înapoi și bine le se întâmplă. Păi nu, deci ei atunci au luat-o ca ăla care este cercetat. Păi domnul Vali Bărănescu, deci, eu mă duc de aici la emisiune sau oricare, faci o plângere penală împotriva dumneavoastră sau a mea sau oricăi. Domnule, și ești cercetat. La un moment dat, 3 luni, 6 luni, un an de zile, până se mișcă poliție, parchet. Ești cercetat. Ești cercetat și acolo apare, domnule, ăla e cercetat. Păi și domnule, dacă domnul Bălănescu e cercetat, domnule, nu mai merg la el la emisiune, domnule, că știi că nu dă bine. Dar asta ar putea să fie aglomerația atunci. Înțeles? Sau, domnule, de la azi e cercetat sau X sau Y. De asta zic, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată, mi se pare, așa, pe repede înainte, domnule, să te apuci să spui tu ca partid politic, domnule, ăla nu că are o problemă, că e cercetat. S-au demonstrat în România foarte mulți oameni cercetați, trimiși în judecată, chiar arestați preventiv. Dar chiar condamnați în primă instanță. Chiar condamnați în primă instanță, care la un moment dat au fost declarați de nevinovați. Ce faci cu cariera omului ăla, cu sănătatea omului ăla, cu toată viața lui? Adică nu e ok. De asta eu n-am o percepție în sensul că Vlad Voiculescu la USR nu poate să candideze pe listele USR-ului. Poate să candideze foarte bine, are o problemă, da, că va fi trimis în judecată probabil, dar are o problemă și o va gestiona dacă alegătorul de data asta, cei la care... Avem cazul Cherecheș.
Da, cei la care e puterea. Chiar Icheș n-a câștigat alegerile din pușcărie? Da. Și uite că acum au plecat în Italia. Puterea din 4 în 4 ani e la popor, ca să zicem așa. Din 4 în 4 ani puterea e la alegător. Și alegătorul votează în funcție de rațiune, de conștiință, de sentimente, nu știu, de ce vrea el, un cumul de factori. Și votează stânga, dreapta sau alt tip de partide sau primar ce votează. Președinți, parlament. Și atunci cetățeanul va discerne el, să spună, bă, uite, mie nu-mi place practic deosebit. Uite, la Voiculescu acolo și, bă, are o problemă, se spune că acolo cu vaccinul s-a întâmplat ceva. Bă, eu am o suspiciune, cum ăla, sau cu partidul ăla nu-mi place. Bă, nu-l votez. Și ca o să votez altceva. Dar nu poți să spui că scoți o persoană tot de pe listă doar că are o prezumtivă problemă. Eu nu știu dacă Vlad Voiculescu avea un dosar ADN-ului care am văzut zile trecute, a anunțat, cred că va avea un parcurs destul de lung. Sigur, sigur. Iar acolo am văzut, domnule, și Florin Câțu, fostul președinte al PNL-ului și nu știu care. Vlad Voiculescu spune, la un moment dat, într-o intervenție publică, spune, domnule, nu sunt eu vinovat, e Câțu. Câțu spune, domnule, nu, e ăla. Păi Câțu, eu mă pun eu pe mine, eu sunt prim-ministru. Eu știu câte vaccinuri trebuie să cumpăr, că eu nu sunt doctor. Eu nu sunt specializat pe zona asta medicală. Știu eu de la armată câte obuze, câte mitraliere, câte pistoale, câte tancuri trebuie să cumpăr, habar nu am. Dar prezum că vin niște specialiști din cadrul fiecărui minister de resort și îmi spun, domnul prim-ministru, trebuie să cumpărați 7 milioane de vaccinuri pentru că aia. Și zic, bă, dacă mi-a recomandat specialistul așa, fac ce îmi spune. Da, dar dacă eu sunt prim-ministru și sunt și finanțist și mă uit așa, bă, ce populație are România? Eu iau vaccinuri pentru... Eu nu iau părerea lui Câțu, doar am spus o chestie de formă despre cum puteau decurge lucrurile. De asta spun că va fi un dosar lung acolo. Nu pot să prezum că toți oamenii de acolo sunt vinovați. Da. Iar vis-a-vis de sondaje, am văzut foarte clar în sondaje ce ne-am dorit noi. Dar o să facem, eventual faceți dumneavoastră o emisiune în care o să discutăm mai practic despre sondajul de opinie de pe Piatra Neamț. Ce ne-am dorit aducem și pe primar și discutăm împreună. Da, cu drag. Ce mi-am dorit foarte mult și ne-am dorit noi PNL-ul să aflăm din Piatra Neamț pe sondaj de opinie care avem datele finale. Ne-a interesat foarte mult să vedem care sunt lucrurile care se confruntă populația, care sunt problemele reale a comunității din Piatra Neamț. Aia este principalul atribut pe care am vrut să-l văd din sondaj. După aia, sigur, și poza politică, și intenții de vot, și restul care țin de spectrul politic. Dar e foarte important să vezi care sunt nevoile reale. Nu că nu le-am ști din piață sau din viața de zi cu zi, dar vrei să le vezi și într-un sondaj de opinie. Și aici sunt câteva probleme, vă spun cu subiect și predicat. Prima problemă a comunității din Piatra sunt serviciile medicale proaste și foarte proaste, precare. Prima problemă este sistemul sanitar. Și aici culminând cu Spitalul Județean. Într-o proporție de peste 20%, bine peste 20%, oamenii consideră că principala problemă din Piatra Neamț sunt serviciile medicale proaste oferite de Spitalul Județean. Și asta e o problemă pe oricine întreb, cred că din județ, nu doar din Piatra. Și aici o să trebuiască să avem o abordare după 2024, după alegerile locale, de a rezolva problema Spitalului Județean, de a găsi o zonă în care să putem să avem un spital care să ofere servicii de calitate și un spital nou. A doua mare problemă în Piatra Neamț e, sper să nu mă înșel, dar e zona asta cu lucrări, care o parte dintre ele au început să se termine, o parte se vor termina anul viitor, dar deja din 2022, când am făcut sondaj până în 2023, această problemă era pe o zonă în creștere în 2022, astăzi e pe o zonă descrescătoare, ceea ce e bine. Ambuteajele rutiere. Traficul aglomerat din Piatra Neamț este o problemă astăzi. Aici domnul primar trebuie să vadă foarte bine împreună cu specialiști, cu firme, consultanți, cu cine are dumnealui în subordine sau parte contractuală să gestioneze foarte bine problema traficului, pentru că într-adevăr e o problemă pe care cetățenii o invederează în continuare, nu într-un număr foarte mare, dar e o problemă. Eu, de exemplu, astăzi am intrat în Piatra Neamț din zona de pe calea Română de Sus, de după OMV imediat, până la dumneavoastră aici, la piața centrală din Piatra Neamț, am făcut jumătate de oră sau 35 de minute. E un timp destul de mare. E ora asta și aglomerată, dar timpul e mare. E și ora încărcată în care toți își duc copiii la școală, copiii merg la licee, la altceva.
Și mai sunt și alte, și alte probleme în piatră, dar asta ne-a interesat să vedem în mod deosebit. Iar ce pot să vă spun, pe, ca să închid povestea cu sondajele de opinie, între noi, PNL-ul și PSD, între candidatul Andrei Carabelea al Partidului Național Liberal și orice candidat care l-am sondat din partea PSD-ului, e o diferență nu mare, ci foarte mare. Adică, acum, din punctul ăsta de vedere, Andrei, chiar dacă a început un mandat 2020 complicat, greu, până s-a așezat și în, și-a asumat foarte multe lucruri. Până s-a așezat în scaunul de primar, până la haina de primar ca lumea pe el, până a început să capete experiență, să cunoască instituția, primăria, oamenii, a avut curajul să ia acele proiecte, să le implementeze. Foarte mulți colegi din PNL, vă spun sincer, spuneau la un moment dat, băi Andrei, dar de ce nu ai lăsat tu proiectele alea, mă? Lasă-le așa, mă. Adică să le abandonezi, că uite, uite cât, cât ai răscolit orașul, uite câtă nemulțumire, ce val. Iar Andrei a avut curajul, din punctul ăsta de vedere, să ia acele proiecte, să meargă cu ele înainte, să le implementeze. Ceea ce nu poți decât să-l felicit pentru treaba domnul asta. Lazar, sunt foarte interesante direcțiile astea pe care populația are nemulțumiri sau, mă rog, le identifică ca probleme. Dar poate odată ar trebui să discutăm lucrurile astea dincolo de... cum să spun eu, lucru obișnuitul discuției. De exemplu, asistența sanitară. Da? Spitalul, clar, asta este o problemă, am și scris-o pe 3 pagini, am spus, este infracțiunea pentru care Ionel Arsene și oamenii care au răspuns alături de el de asta nu au fost cercetați. Eu nu zic dacă trebuiau condamnați, trebuiau cercetați. Așa, dar... Când spui asistență sanitară, lucrurile merg un pic mai departe. Și avem așa, asistență sanitară în școli. Și asta este general, nu vorbesc de Piatra Neamț. Da. Deci, în școli. Vă dau un simplu exemplu. Zilele trecute, nu mai știu exact ziua, dar nici colega care se ocupă nu e aici acum, când a fost vântul acela mare, foarte mare, cred că joi sau vineri, la o școală, o clasă cu termopan a bătut vântul și a luat geamul cu termopan cu tot și a lovit o fetiță în cap. Da, în Piatra Neamț. Am și scris despre chestia asta. Nu mai deci, de aici, știți, toată lumea, eu vă spun care au fost niște probleme care au rezultat după. Școala respectivă nu are medic în școală. Nici nu știu dacă are asistent, cred că nu. Au trebuit să vină din altă parte. S-a sunat la 112, pardon. Nu e normal. În școală, mai ales dacă e o școală mare, trebuie să ai cabinet medical cabinet și asistent. Deci când ne referim la asistență sanitară, trebuie să ne referim la întreaga paletă, pentru că oamenii, ei spun asistență sanitară, dar eu vă garantez că tatăl fetiței ălea își va zice, băi, dar de ce n-am avut acolo pe cineva să-i pună măcar un plasture sau ceva, după aia să duc la spital. După aceea mergem mai departe. Asistența sanitară la nivel, depășim timpul, dacă nu sunteți grăbit, asistența sanitară pe un domeniu pe care noi facem abstracție. În general, nici asigurările nu ți-l acoperă decât foarte greu. Stomatologia. Păi vorbeam la începutul emisiunii sau în cursul emisiunii de calitatea lucrărilor. Așa. Și după aceea, aici vreau să vă zic. Cine a pus geamul ăla în școala respectivă? Firma aia ar trebui să răspundă cu vârf și îndresat. Dar nu numai atâta. Stați un pic, că s-ar putea să stăm. Nu știu. Chiar nu știu. Dar eu mi-am dat cu părerea. Dom'le, dar dacă acolo s-a zis așa la un moment dat, dom'le, știți, să ne facem sala frumoasă. Cum se întâmplă în alte școli, eu știu. Și-au pus oamenii mână de la mână. Și-au pus oamenii de la mână la bani și eu îl cunosc pe ăla, eu îl cunosc pe ăla, hai să facem. Firma care a făcut lucrarea trebuie să răspundă. Dacă așa ceva se întâmplă în străinătate, firma respectivă despăgubește cu ordinul zecilor, sutelor de mii asta de euro să zic. Persoana vătămată și familia acesteia, fiind copil, familia și persoana vătămată. În România nu se întâmplă nimic. Se face o comisie care să verifice cine a făcut achiziția, ce a făcut-o. Dar, eu am dat exemplu ăsta apropo de la asistența sanitară. Deci da, de acolo trebuie să-și facă corect treaba. Iar diriginții de șantier și cei care verifică ulterior lucrările din partea primăriei, a școlii, a respectivei instituții, ar trebui să răspundă dacă se întâmplă. Chiar ar trebui să răspundă. Ar trebui să răspundă. Când tragi de geamul ăla și vezi că se întâmplă ceva cu el, joacă acolo, poate să existe un risc, la firma aia trebuie să schimbe în secunda a doi. Nu poți să-l lași să facă prostia asta. Și la noi în România se poate întâmpla treaba asta. Eu aș vrea să discutăm și chestiunea cu traficul, și chestiunea cu deranjul.
Toate astea trebuie discutate într-un context, pentru că deranjul, de ce are loc la Piatra Neamț? Pentru că nu s-au făcut lucrări deci de ani. Corect. În subsol. Pentru că proiectul care s-a făcut nu a prevăzut subsol tehnic. Corect. Și dacă oamenii ajung încet, încet să înțeleagă lucrurile astea, o să vedeți cum se schimbă optica, cum s-a schimbat în Oradea. Ce credeți, că Bolojan n-a fost înjurat la început pentru șantiere? Acum toată lumea acceptă. Și nu doar în Oradea, Bolojan. Am dat un exemplu. Birta e un primar foarte bun și Andrei e un primar foarte bun la Piatra Neamț. E o diferență foarte mare de mentalitate. Nu e mentalitatea în nord-estul României, adică în zona noastră. Neamț, Bacău, Vaslui. Avem o mentalitate și altă mentalitate invest. Mihoru, Oradea, cum spuneați dumneavoastră, Alba Iulia, Timișu, Sibiu. E o altă mentalitate. Sunt oameni trăiți cu altă mentalitate într-o altă realitate, inclusiv economică, financiară și într-o altă disciplină a democrației de acolo. Oamenii aia sunt de dreapta dinainte de 89. Noi aici încă suntem într-o zonă socialistă, așa, într-o zonă green, care venim cu tara aia comunistă în spate, așa, și încă o simțim și în zilele noastre de astăzi. Ne oprim, vă mai pun o singură întrebare. Vă felicit, aveți președintele Consiliului Județean sau nu? Noi cine și unde? PNL-ul. În ce județ? În Neamț. În Neamț. O să avem din 2024. Păi din 2024, dar acum... Deci, întrebarea era altfel. Cum stă fuziunea cu marele partid ALDE la PNL? Bine, la Neamț, ca să fim foarte corecți. Ca să fim corecți. Că aveți un ziar și o ediție a ziarului Mesagerul, nu bună, ci foarte bună. Îl iau și eu să-l citesc cu toate cele 8 pagini. Mai trebuiau vreo 4. Cred că mai trebuiau, asta nu cred că v-am încăput, dar e timp puteți să reveniți. Două lucruri vreau să explic. În Neamț din 2014, de când Arsenea prelua conducerea PSD-ului și ulterior a Consiliului Județean Neamț, sunt câteva partide în Neamț, partidulețe mici, care au fost aliații tradiționali, sateliții lui Ionel Arsene și ai PSD-ului. Că Arsene nu mai este astăzi, dar PSD-ul e același PSD al lui Arsene. E același PSD astăzi, condus de Vasilică Harpa, care nu face niciun fel de... nu are nicio diferență față de Arsene. Eu știu care sunt diferențele, numai că nu are capacitatea lui Arsene. Adică e mai jos ca Arsene, asta cu siguranță. Dar în rest e aceeași mărie cu altă pălărie. Și ALDE, și PMP, și PPUSL. PUSL acum, că și tu un P. Știți, ei au spus că toate lucrurile bune încep cu P, dar doi de pe unul lângă altul, parcă sunt cam mult. Da. PUSL, s-au fost partide satelit ale PSD-ului. Această fuziune prin absorție pe care PNL-ul a făcut-o la nivel central de a prelua ALDE, sigur, trebuia să se întâmple în fiecare județ. La Neamț, din câte am înțeles, domnul Asaftei, președintele ALDE, a dat dispoziție la toți aleșii locali pe care îi are pe la ALDE prin județ, vreo 30 la număr, nu sunt mulți, așa, să nu treacă la PNL, să ducă la PSD. Alegerea lor, eu nu pot decât... Și au trecut toți? Înțeleg că se vor duce la PSD, da. Da, eu așa știu, că se vor duce la PSD, la PNL nu vine nimeni. Ceea ce nu poate pe mine personal... Nici domnul Enache de la... Nu. Principiu, tot nu. La PSD? E alegerea dumneavoastră să duce. El e rămâne independent. Poate să înscrie oriunde în PSD. Da. El oricum a fost un paria acolo în partid. Nu știu, nu vreau să comentez de domnul Enache, dar pe mine nu poate decât să mă bucure lucrul ăsta. Vă dați seama cum trebuia eu să explic. Cum îl iau eu pe Jana Saftei de la ALDE, om de casa lui Ionel Arsene, om de... are PSD-ul un suflet în ADN, comunist de frunte în timpul înainte de Revoluție, înainte de 89. Da? Că a fost președinte, pe UTC, nu știu unde a fost el, da? Să-l iau în casă, e omul care prin tot ce a făcut acțiune politică în ultimii 8-9 ani, a girat toate trăzneile astea care ați prezentat dumneavoastră în ziar. Eu vă spun că dacă era, se plia imediat. Adică, sunt convins de treaba asta, că e cameleonic. Dar toate prostiile astea pe care le-ați deschis dumneavoastră aici, părtaș la ele și vinovați nu-i doar Arsene Ionel. Toți care au susținut aceste povești al lui Arsene Ionel sunt vinovați. Și ALDE, și cu Asaftei, și PMP-ul, cu aia care votează, și PUSL-ul. Și aici ne referim doar la partide? La partide. Nu vorbim de... Deci toate aceste partide care au susținut prin vot în Consiliul Județean administrația Arsene PSD și astăzi susțin administrația Harpa PSD, se fac la fel de vinovați ca și ăștia pe care i-a scris dumneavoastră în ziar. Iar lucrul ăsta, vă dați seama cum trebuia să explic eu de la PNL,
Cu Asaftei de până ieri a fost rău și de mâine bun. Eu părerea nu mi-o schimb după cum bate vântul, adică nu pot să zic că Asaftei a fost rău și de mâine bun. Îmi păstrez opinia că Asaftei nu are ce. Eu nu vreau să închei apocaliptic. Și cu o chestie aici, vreau să o spun mai demult în cursul emisiunii, dar o spun acum la final. Ionel Arseniu poate să fie vinovat de multe lucruri, care le-a făcut cu știință sau fără știință, că sunt și lucruri care nu pot să le impus neapărat doar lui, dar în România avem de o bucată de timp chestia asta, domnule, ăla e vinovat, l-am prins, a luat mită, nu știu, 1000 de euro, 10.000, 100.000, 500.000 sau cât au fi luat fiecare. Domnule, trebuie băgat la pușcărie, foarte corect, trebuie băgat la pușcărie, să răspundă penal, să fie scos din viața politică, publică, corect. Dar mi se pare mult mai grav, dar mult mai grav, faptul că județul Neamț a pierdut 300 de milioane de euro pe POIM și nimeni nu răspunde. Și absolut nimeni nu răspunde. Adică banii ăia puteai să te duci să iei la Bruxelles doar dacă făceai actele corecte. Nu te-ai dus, n-ai făcut actele corecte, le-ai făcut incorrecte, nu le-ai făcut la timp. Ai pierdut 300 de milioane, care asta înseamnă 42 de localități din județul Neamț. Înseamnă aproximativ 200.000 de oameni care nu mai au parte de aceste investiții de 300 de milioane de euro. Și nimeni de la Consiliul Județean, nici Arsene, nici restul colegilor lui de acolo, căs din CJ, căs funcționari, căs firme de consultanță, ce vreți dumneavoastră, că șef la APASERV, nimeni nu răspunde că ai pierdut 300 de milioane de euro. Cred că acolo ar trebui să se pună problema mai sau accentul. E vorba de siguranța și sănătatea populației. Corect. Dar adăugăm 8 proiecte la spital, blocate sau ratate. Și acolo ar trebui în aceeași măsură să răspundă și acolo din punct de vedere absolut. Penal. Absolut. Deci am stat de vorbă cu un director de spital, nu-i dau numele, omul a spus, nu-mi spune. Am stat de vorbă cu un extrem de performant. Extrem de performant și nu la un municipiu, ca Piatra Neamț. Și omul mi-a zis așa, domne, eu dacă aș fi avut 8 proiecte semnate, deci cu finanțare asigurată. Și n-aș fi făcut asta, eu în momentul ăsta eram la 2 metri sub pământ. Păi eu mă duc și mă chinui pentru fiecare leuț, mă bat pentru fiecare proiect mic, mare, cum pot, și să am 8 proiecte semnate cu valori imense. Și am spus, proiectul acela cu secțiile medicale, care este semnat, finanțat, este dat exemplu negativ la nivel național pentru proiect pentru care nu s-a făcut nimic și era finanțat. Păi, această pierdere masivă de bani pe care a încetat județul Neamț prin conducătorii care au avut în ultimii 9 ani și acești conducători, repet, nu e vina doar lui Ionel Arsene, e vina tuturor. Am spus și asta. La un loc. Inclusiv al lui Vasilică Harpaz, președintele PSD-ului. Pentru că este omul care lua steagul mâine și spunea sus Ionel, bravo domnul Arsene. Nu ieșim din cuvântul lui domnul Arsene că așa trebuie. Da, și astăzi face exact prostiile care le făcea Arsene, le continuă PSD-ul cu în aceeași măsură. Nu s-a schimbat absolut nimic. Dar absolut nimic. Și colegii de clasă politică, ca să zic așa, la PSD spun, domnule, ei vor să stea de vorbă. Păi cum să stai de vorbă, tată? Să stai de vorbă cum? Păi după ce îți faci spovedania și recunoști toate măgăriile astea pe care le-ai făcut tu ca administrație, după ce te duci minim 10 ani în opoziție, da, după aia putem sta de vorbă. După ce îți revii după 10 ani de opoziție, da, după aia putem sta de vorbă. Nu putem sta de vorbă până atunci. Pentru că nu avem ce să vorbim pe prostiile pe care le-ați făcut. Adică nu poți să te doară fix undeva în cod, ca să nu spun în altă parte, de un județ întreg și să pierzi 300 de milioane de euro, dar în schimb să fii foarte atent. Eu zic să puneți mai mult. Să-ți votezi în Consiliul Județean birou de 2 milioane de euro. Domnul Bălănescu, tot respectul, pentru toată lumea. Domnule, nu poate să te doară undeva de 300 de milioane de euro care îi pierzi pentru județul Neamț, mă refer la Arsene și PSD, dar să fii foarte atent în ședințele de CJ și să-ți votezi. Și au votat toți, au avut majoritate cu PMP, cu PUSL, cu ALDE, da? Să-ți votez pentru tine, pentru mușchiul tău, birou de 2 milioane de euro. Țin minte că atunci am scris, și toată lumea a sunat, băi, nu se poate, ai greșit. Da, ai greșit. Ai calculat greșit. Nu, am calculat foarte bine, erau 2 milioane de... Eram prefect atunci când mi-au adus colegii proiectul de la Consiliul Județean, colegii liberali, am zis, bă, nu cred, e o greșeală undeva, asta am spus, nu are cum. Da. Este o sumă de câteva mii de euro pe metru pătrat, 4.000 sau 7.000 de euro pe metru pătrat. 3.000 și ceva, parcă, nu mai țin minte. Așa, scrie în materialul. Se construiește mai scump ca în Dubai sau ca în New York. Deci prețul pe metru pătrat e mai scump ca în New York. Și am zis, bă, nu se poate, sigur e o greșeală, mi-ați adus ceva greșit, bă, du-te și mai verifică. Nu, domnule, ăsta e proiectul. Bă, du-te și verifică la CJ că n-are cum. Domnule, după o zi m-am convins, ăla era proiectul, aia erau banii.
Adică, bă, nu se poate așa ceva. Ne oprim. Nu mai țin bateriile. Mulțumesc frumos pentru invitație. Eu mulțumesc că ne-am aprins pe parcursul emisiunii, dar este pe foarte mult timp o emisiune la care mă simt și eu bine, confortabil, ca să pot discuta. Cele bune, oameni buni, numai bine, sănătate. Bună.